Bună seara, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, și bine v-am regăsit la Servus Talk, emisiunea care împodobește Transilvania mai ceva decât orice mărțișor. Și apropo de mărțișor, iubiți privitori, argonauți și ne, se împlinesc astăzi 2363 de ani de când, nimeni nu știe când, au apărut mărțișoarele. Ceea ce se știe precis e că mărțișorul a apărut deodată cu șnurul. Eu am apărut mult mai târziu, fără șnur. Cuvântul mărțișor înseamnă ceva pentru cineva dat de altcineva, altcuiva. E bine să lămurim lucrurile de la început. Mărțișorul se dă la 1, spre deosebire de chenzină, care se dă și la 15. Mărțișorul întotdeauna se dă, nu se ia. În caz că totuși se ia, înseamnă că e ruj. Rujul se poate lua în două feluri, de la Marta și de la Romarta. În ambele cazuri însă te costă. Mărțișorul este legat de 1 martie printr-un șnur. Șnurul are două capete, la fel ca și tramvaiul 14, numai că tramvaiul 14 staționează la cap și șnurul la piept. Mărțișoarele sunt de mai multe feluri, de aur, de argint, de duble și de anul trecut, dar lasă că sunt bune și anul ăsta. Cuvântul șnur vine de la cuvântul neozeelandez șnur. La singular, un șnur face un șnur. La plural, nu se știe cum se face, se știe cât face, că nu iei numai unul. De unde și concluzia, șnurul se prinde de mărțișor, mărțișorul se prinde de șnur, iar nevasta se prinde că mai aveți una bucată potcoavă cu noroc în buzunarul de la piept. De unde s-a născut și romanța, aș dori din piept să-ți scot inima cu șnur cu tot. Gata, acum du-te și stai jos că mă paște divorțul. Doamnelor, domnilor, dragi prieteni, bine ne-am reîntâlnit la seara de 1 martie. Momențelul de mai devreme este un omagiu pe care îl aduc marelui, unicului și regretatului nostru actor Dem Rădulescu, care avea un momențel mare și frumos cu mărțișorul. Și pentru că azi era singura zi anului în care puteam să-i aduc acest omagiu, am făcut-o cu drag. Ce înseamnă, cine este, povestește-ne despre Habitat pentru Umanitate. Habitat pentru Umanitate este o organizație non-profit, e parte a rețelei mondiale Habitat for Humanity, un ONG care lucrează în întreaga lume, în sute de țări, cu un scop foarte ambițios, care foarte pe scurt ar suna așa, să eliminăm complet locuirea sărăcăcioasă. Asta înseamnă că ceea ce noi ne dorim este ca fiecare om să aibă o locuință decentă. Un lucru foarte important și un lucru care stă la baza dezvoltării oricăruia dintre noi și a oricărei familii. Bun, am văzut, mă uitam pe site-ul Habitat pentru Umanitate, Habitat și mai ales la site-ul vostru de la Cluj, am văzut ce rețea bogată și bine gospodărită este. Există niște principii pe care funcționați. Te rog, spune-ne despre, am văzut acolo voluntariatul, spiritul civic, am văzut bună administrare și zeciuiala, care mi-a plăcut foarte mult. Și vreau să ne povestești pe rând despre fiecare cât un pic. De când e Habitat pentru Umanitate în Cluj? În Cluj, Habitat a început să funcționeze din 1999, a fost a doua filială din România, avem așadar experiență în domeniul ăsta și aici în țară, pentru că lucrurile sunt foarte diferite în fiecare dintre țările în care Habitat activează. Avem așadar câțiva ani în urmă în care am învățat foarte multe despre ce înseamnă să construiești locuințe la Cluj. Pentru că vrând ca fiecare om să aibă o locuință decentă, primul lucru pe care Habitat l-a făcut a fost să înceapă construcția unor asemenea case pentru oameni din familii cu venituri mici, care nu și-ar fi permis niciodată altfel o locuință a lor. Oameni care erau prinși într-un cerc vicios al sărăciei, pot să-i spun, oameni muncitori, dar care oricât ar munci,
nu ar fi fost niciodată acceptați de o bancă, să spun, pentru un credit, sau nu ar fi găsit o altă soluție. În ciuda faptului că de multe ori ei lucrau într-un mod absolut infernal pentru a ieși din sărăcia aceea. Habitat este practic imboldul de care ei au nevoie pentru a merge mai departe. Organizația noastră mobilizează resursele necesare pentru a rezolva această problemă a locuirii. Pas cu pas. Bun. Vorbeai de oamenii cu nevoi. Îi găsiți voi? Îi căutați și găsiți sau vă găsesc ei? Ambele variante. Noi anunțăm de fiecare dată atunci când sunt selecții pentru locuințe noi, dar cererile vin și pe drum. Și în acest moment pot să spun că avem o listă de peste 200 de oameni care sunt, 200 de familii, atenție, mult mai mulți oameni, care sunt luați la noi în evidență, să spun, pentru următoare construcții. Când și cum au loc aceste viitoare construcții, însă depinde de resursele pe care Habitat reușește să le atragă din comunitate. Pentru că depinde de tipul de teren, de ceea ce se poate face acolo, cât de mari pot fi casele respective. Acum, când auziți că Habitat construiește case, să nu vă imaginați că suntem firmă de construcții și facem vile. Ideea este că avem trei reguli atunci când construim locuințe. Ele trebuie să fie simple, decente și accesibile ca preț. Asta înseamnă că oferim acelor familii un minim de condiții decente în care să poată avea o viață normală, pentru că de multe ori familiile care intră în programul Habitat locuiesc în niște condiții greu de imaginat pentru un oraș cum e Clujul. Subsoluri infecte, cu igrasie, uneori nu au apă curată sau curent, ți se pare că nu ești în Cluj când te duci acolo. Și totuși se întâmplă aici lângă noi. Se întâmplă aici lângă noi, sunt oameni care trăiesc aici lângă noi și... Din fericire, acest sistem care a fost inventat în Statele Unite cu 10 de ani în urmă, sistemul pe baza căruia funcționează Habitat for Humanity International, e un sistem extraordinar de sustenabil, practic, și un sistem prin care, pe lângă faptul că ne permite să construim aceste case, ne permite cu adevărat să construim comunități. Pe mine mă uimește plăcut când îmi spuneți că vin mii de oameni de afară, traversează oceanul, să vină să locuiască aici cât timp? Unii vin pe câteva zile, alții vin pe săptămâni, depinde. Deci să stai câteva săptămâni departe de casă, din timpul tău, și să-și ajuți și să nu ai nicio pretenție? Să spun cam cum decurge o experiență de voluntariat, dar îți spun, oamenii ăștia care vin din afară, ei în general cam știu la ce să se aștepte și au înțeles ideea Habitat, pentru că e un proces până să ajungă în Global Village, în schimb. Cum decurg lucrurile pentru voluntari de la noi de foarte multe ori și asta mi-a plăcut, inclusiv atunci când vorbim de voluntari VIP sau personalități. Mulți au venit pe șantier în ideea că o să dea bine la poză, au dat de două ori cu ciocanul și au stat o zi întreagă să construiască pentru că le-a plăcut foarte tare. Și după aia au vrut să mai vină sau au venit. Și-au revenit. Deci e o experiență care te prinde. E unul dintre cele mai faine moduri de a te implica, să ajungi să vezi cum se ridică casa unui om și să știi că ai schimbat viața unei familii și să vezi rezultatul acolo în fața ochilor tăi. E o experiență care te va schimba și pe tine. Azi mă grăbeam să ajung la birou, vorba Oanei, și eram foarte, foarte grăbită înainte de o ședință și mă oprește ghișcine, poliția. Eram atât de agitată, mi-am scos permisul buletin, l-am lăsat geamul jos și m-am uitat la el și le-am întins. Și domnul foarte zâmbăreț s-a prezentat și mi-a spus: știți, astăzi noi nu vă luăm nimic, vă dăm. Amendă. Și mi-au oferit mărțișor. Ce drăguț. Bun. Un baston mic, metalic? Nu, un coșar. Un coșar. Așa. Coșarul poartă noroc. Nu, eu dacă eram PR al poliției sau aveam idee, făceam ori un polițist mic într-o tăbliță drăguță, ori un bulan. Sau bulanul nu e... Nu. Încercam. Ok, iertați-mă. Coșarul e bun? Da, coșarul e bun. O cașchetă drăguță era frumoasă. Două cătușe mici, mărunte, două cătușe legate frumoase. Cu șnur între ele. Da, da. Da, dacă mă gândesc bine, să mulțumim domnului că nu-s PR-ul poliției. E așa cu scandal. Deci ai început cu surpriză. Da, am început cu poliția care mi-a oferit, poliția rutieră care mi-a oferit mărțișoare, după care echipa de rugby, care erau toți în centrul Clujului, împărțeau mărțișoare. Foarte drăguț mi s-a părut. Și mărțișoarele erau în formă de minge, cred că, minge de rugby. Am fost aproape. Deci o chestie legată, poliția dă o treabă legată. Mă gândesc, domnilor de la poliție, inițiativa dumneavoastră o aplaud, o respect și o salut. Sper că nu sunt mărțișoare confiscate din piață de la ea la care v-ați dus. Azi facem o paranteză. O să vă citim în revista presei în ultimele minute. Astăzi poliția, într-un exces de zel primăvăratec, s-a dus pe centru și toți vânzătorii de mărțișoare care nu aveau casă de marcat fiscală cu ei au avut probleme.
Mă, oameni buni, mă. De acolo începeți voi combaterea evaziunii fiscale. Erau, mi se pare, bancnotele de 1000 de lei sau de 10.000. De 10.000. De 10.000 erau, da. Bancnotele de 10.000 de ron, echivalentul unui leu de acum. Tibi, tu nu erai născut atunci, dar ascultă, dragule, că poți să vezi foarte multe chestii faine. Oameni dragi, nu glumesc, am vecine și prietene, inclusiv două surori, care s-au dus cu tot dragul la Chippendales. Și-au povestit, era nebunie, la sala sporturilor se întâmpla, era copleșal, sala sporturilor. Deci mii de femei au intrat. Și una dintre ele a scos hârtii de 10.000 vechi, nu valorau nimica. Băieții, necunoscând valoarea banilor, i-au luat, i-au băgat la kilot și s-au bucurat. Restul s-au prins. Au dansat băieții în seara aia contra cronometru pentru toată lumea care avea câte 2-3 hârtii de 10.000. Ei se gândeau, bă, când vedeau atâtea zerouri vieții Chippendales, da, tuti, tuti. Probabil că erau, nu mai țin exact minte bagnota, dar poate era cu verde și atunci... Da. Ei, așa exact, s-au era bancnota cu verde. Fetele care sunteți în această seară în clubul respectiv, dacă aveți bancnote de un leu, cred că ce puteți să s-or fi prins, dar nu știu dacă cunosc. O să vedem, o să vedem în peste 2 săptămâni. Peste 2 săptămâni. Sigur, degeaba zice Tibi că mă entuziasmez, că nu mă interesează pe mine de Chippendales. Dar eu o să mă uit la emisiune. Că sunt curios cum arată și ce mănâncă. Da. Cu siguranță toți bărbații o să se uită să vadă ce au făcut prietenele, soțiile lor la show. Nu e uitat. Domnilor, dați-mi voi să vă invit la o partidă de vânătoare vinerea viitoare, 8 martie, începând cu miezul nopții la Transilvania Look. Emisiunea Obsession Nights. Încărcați-vă armele, vă veți vedea prietenele în pe lângă chiloții băieților de la Chippendales. Citește pe prima pagină din evenimentul care este replica pe care sau care e mesajul pe care l-a transmis Crin Antonescu jurnaliștilor. Te rog. Spuneți celor de la evenimentul zilei că, după ce înțarcă bălaia, s-ar putea să-și mai dorească să fie ziariști. Meșter Antonescu, hai mata până la Cluj. Stai acelea lângă Bogdanel, pe canapea, și îți facem o numărătoare pe hârtie a averilor pe care le ai. Și că eu nu jurnalist, deci de mine te poți lua cât vrei. Dar te-aș ruga să vii să-mi stai, să te uiți, numai că ăsta poate doarme la 10:30. E târziu acum, 11:30. E târziu pentru dumneata, așa -i? Matinal faci? Te trimit la răsăriți. Ha? Nu. Ce? Tonic faci, tonic, show? Rețete? Nimic. Ce faci, dumneata, de vrei să fii președintele țării astea? Du-te, domnule, și vede drum. Asta de-o știu. Bun, ne întoarcem un pic, tot la București rămânem. Guvernatorul Băncii Naționale a României, domnul Muguri Sărescu, a transmis astăzi un mesaj băncilor. Și anume, a spus că dacă tot a venit primăvara și s-au topit zăpezile, băncile vor avea mai multe lichidități. Așa că ar fi bine să lucreze la dobândă. Însă, de cele mai multe lichidități, noi credem că se vor bucura gospodăriile din lunca Dunării și din celelalte zone ușor inundabile. Pare rău. Solid sfat economic. Se topește zăpada, aveți lichidități. Badum-ți. Asta a zis-o Muguri Sărescu. Nu-mi dau seama, că nu-ți dai seama în ziar dacă glumea sau a spus-o serios, că nu răzbate tonul spuselor lui în... Mai ai vreo cugetare? Am una, uite, că vorbeam de persoane care nu o să ajungă președinte, una legată de Mircea Joana. El a declarat că în 2011 banii din fondul președintelui Senatului a fost cheltuiți, printre altele, pe ajutoare de înmormântare pentru angajații nevoiași. Și eu mă gândeam că acesta ar fi unul din puținele cazuri în care mie mi-era ok ca el să ia banii în scop personal pentru propria ei... Amin. Da. Îi mulțumesc domnule Joana pentru explicații și pentru că toți suntem la capitolul de mulțumesc, hai să mulțumim. Aș vrea să mulțumim, dragilor, unor oameni care nouă ne sunt foarte dragi. Vreau să încep cu domnul Mircea Joana, pentru că mi l-a pasat Tibișor atât de fain. Mulțumesc lui Mircea Joana pentru că măcar omul ăsta nu-i fudul. Adică Joana, dacă nu-i fudul, parcă nu-i Joana destul. Spun și eu una. Zi și tu una. Aș vrea să mulțumesc Oanei Mizil și lui Marian Vanghelie, pentru că mi-au dovedit că, cel puțin în unele cazuri, și opusurile se atrag. Eu credeam că e valabil numai pentru magneți. Se pare că funcționează și pentru și la persoane. Oameni. Da. Brav.
Bravo. Vorbeam mai devreme de inundațiile care vor veni în curând și eu sper să nu mai fac chiar victime omenești, oameni buni. E un proces al naturii firesc. Vedeți că vin inundații, protejați-vă cumva. Dar totuși vouă, dumneavoastră, sinistraților, permiteți-mi să vă mulțumesc pentru că mi-ați arătat cât de interesați sunt de dumneavoastră reporterii de teren. Tibi, mai ai vreuna? Foarte bune suflete acești reporteri. Eu aș dori să mulțumesc legii lustrației. Pentru că, deși tocmai a fost promulgată, ea reușește să fie mai inutilă decât ceasul deșteptător al lui Crin Antonescu. Apropo de Crin Antonescu, căruia vreau să-i mulțumesc, vă mulțumesc, domnule Antonescu, pentru prezența de 0% în toată sesiunea parlamentară. Vă urez temeinic ca această prezență de 0% să se răsfrângă în toate aspectele vieții dumneavoastră publice. Oh, bravo! Mai am una, fii atent. Ai văzut la târgul ăsta de la Barcelona de smartphone-uri și de tot felul de chestii, de tehnologie? Yeah. Suntem copleșiți de tehnologie. Aș dori să mulțumesc pe această cale producătorilor de telefoane mobile. Pentru că deocamdată un smartphone este mai ușor de obținut decât o educație. Ah, bravo, bravo. Uite, știi ce-mi place mie? Că tot ai vorbit de alte țări, eu aș vrea să mulțumesc Uniunii Europene, care ar putea să dea bani fermierilor români ca să nu muncească. Se întâmplă asta? Se întâmplă asta, ei au descoperit anumite terenuri pe care există o anume biodiversitate și trăiesc unii fluturi care trebuie protejați de la extinție și atunci ei o să plătească o sumă, nu știu cât, 240 de euro pe hectar sau 2400 ca să nu lucrezi acel pământ, să nu distrugi natura, să nu distrugi fluturii. Auzind despre asta, toată Grecia a spus, care fluturi? Ce fel de fluturi? Ce drăguț asta! Bună! Asta cu Grecia e bună, e un subiect care arde. Mergem mai departe la niște mulțumiri pe care vrem să le adresăm în prag de primăvară. Una dintre mulțumiri merge artiștilor care fac tatuaje. Oh. Da, vreau să mulțumesc artiștilor care au saloane și care fac tatuaje. Pentru că, fără ajutorul lor, multă lume n-a reușit să-și exprime originalitatea. Bravo! Și e musai să ne exprimăm originalitatea toți. Să fim toți originali, toți. La fel de originali. Toți originali. Fii atent, mai am niște mulțumiri frumoase, dar cu ele ne întoarcem mâine seară. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, îmi revine plăcerea să vă salut, să vă urez o noapte liniștită și frumoasă. Vin aici lângă Tibi, care mi-e drag și cu care am făcut o treabă bună astăzi. Cristina este cea mai fericită și mai bucuroasă undeva în mijlocul băieților de la Chip and Dale's, iar noi vă urăm o noapte liniștită și frumoasă. Mâine seară, 22:30, Servus Stock la Transilvania Loc.